fost inaugurat la jumătatea secolului 19 și atunci se chema grădina publică Vârna. Era unul dintre locurile preferate ale lui Eminescu, poetul venind foarte des aici, mai ales în ultima parte a vieții sale. Unii dintre arborii de aici sunt contemporani cu Mihai Eminescu. S-a ridicat și un bust aici, el a fost mai întâi amplasat în altă parte la școala Marchia, realizat de sculptorul Georgescu. Un alt punct de interes este și rotunda personalităților. Dar vă las aici.